În fiecare an, compania Chemarc organizează în câmpul de la Dumbrăvioara un lot demonstrativ pentru culturile de porumb, pentru cultura porumbului. Participă multe companii care sunt producătoare și care au ceva de spus în piața românească. În primul rând ne bucurăm ca în fiecare an să fim prezenți la acest câmp, unde consider că hibrizii noștri sunt competitivi, nu numai din punct de vedere al calităților, cât și din punct de vedere al producțiilor. În spatele meu se află 5 hibrizi de porumb pe care noi îi comercializăm de obicei în zona transilvană și aici vreau să fac o precizare foarte clară. Am venit cu un hibrid, un SUM 405, un FAO 400, pe care l-am adus în testare în această sărbătoare, în acest câmp, pentru că este foarte clar, în podișul transilvan și în special în zona aceasta dinspre nord-vestul României, cea mai bună adaptare o au hibrizii extratimpurii, hibrizii semitimpurii și hibrizii timpurii. Un hibrid tardiv, cum este SUM 405, este mai puțin adaptat zonei acesteia și vreau să precizez foarte clar. Noi, cei din satul Union, cel puțin din satul Union, comercializăm în zona transilvană hibrizi cu FAO cuprins între 220 până la FAO 350. O să se vadă foarte clar și în câmpul din spatele meu deosebirea între producțiile obținute față de cele de la hibrizii tardivi, la hibrizii care au venit semitimpurii și timpurii. Aceștia au o coacere mai rapidă, o foarte bună polenizare, cel puțin hibrizii Satan Union, și, bineînțeles, o mai bună productivitate. Spre deosebire de SUM 405, care este, așa cum am spus, un hibrid mai tardiv, hibrizii extratimpurii și timpurii sunt mult mai bine adaptați acestei zone. Vorbim despre hibrizii extratimpurii cuprinși între FAO 220 până la hibrizii semitimpurii undeva la FAO 380 maxim. Că aceștia au o perioadă de vegetație mai scurtă, astfel decât perioada de polenizare a porumbului să nu fie afectată de seceta care se instalează destul de vreme și din acest motiv ajunge și la o producție importantă. Dacă obții un 8 până la 10 tone producție la hibrizii de porumb din genul acesta de tardivitate, vorbim despre o producție în regulă și, într-adevăr, fermierii pot fi mulțumiți de aceste producții. Dacă discutăm despre hibrizii tardivi, vorbim despre o maturitate mult mai târzie, vorbim despre o conținut mare de apă în ștulete, ceea ce înseamnă că nu o să ajungă la o producție care este foarte bună pentru acești fermieri din zona transilvană. Au un conținut de proteină substanțial, vorbim despre 12,5 până la 13%, un conținut de aminon de 70 până la 72% și, nu în ultimul rând, un conținut de grăsime de 4,5 până la 5%. Hibrizii Satan Union sunt hibrizi cu genetică germană, sunt produși în Germania și ameliorați și adaptați condițiilor din zona României și, bineînțeles, în fiecare an efectuăm o zonare a acestora în toate zonele de cultură ale porumbului, vorbim despre zona Muntenia, zona Oltenia, zona Dobrogea, zona Moldovei, zona Banatului și Crișanei și, nu în ultimul rând, zona Transilvania, unde ne aflăm acum. Astăzi ne-am adunat cu multe sute de fermieri în ferma dumneavoastră de zi sfântă, de Sfânta Mărie, la o demonstrație pentru sfeclă și porumb. Haideți, vă rog, să-mi spuneți câte cuvinte întâi despre dumneavoastră și după aceea despre tehnologia pe care ați aplicat-o. Da, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor. Mă numesc Dragoș Moldovan. Astăzi ne aflăm în localitatea Dumbrăvioara, pe raza comunei Ernei, iar ferma noastră în momentul de față deține 1200 de hectare de teren pe care le cultivăm în această zonă. Acest eveniment este organizat pentru al treilea an. Am avut un număr aproximativ de 400 de fermieri prezenți astăzi aici și noi sperăm că a fost de succes. În cadrul acestui eveniment am avut prezentări tehnice, loturi demonstrative pe care se văd în spatele nostru, care au fost foarte apreciate. Puțin despre ferma dumneavoastră, cele 1200 de hectare. Care este asolamentul? De fapt, ferma a fost o provocare. Am început acum 5 ani de zile de la 100 de hectare. Am încercat să ne dezvoltăm cât se poate de sănătos,
Facem o tehnologie destul de performantă, la nivel de performanță în momentul de față. În primii ani am început de la o producție de 2000 de kilograme, de exemplu, la cultura de grâu. Astăzi ajungem la o performanță de 6-7 tone. Am avut și vârf de recoltă de aproape 8300 de kilograme pe 100 de hectare încheiate. Facem o bună performanță la rapiță, iar de anul ăsta suntem și cultivatori de sfeclă. Avem 63 de hectare de sfeclă, care în momentul de față arată extraordinar. Este sfecla pusă sub contract deja, pentru că este un produs care se pune din ce în ce mai puțin de alți fermieri. Cum ați ajuns dumneavoastră la ea? Da, avem, este o sfeclă sub contractare la fabrica de zahăr și sfecla, ca și alte culturi cu care am început, e o provocare. Estimăm o producție de peste 60 de tone, avem o densitate de 84.000 de plante astăzi și sperăm o medie de aproape un kilogram pe plantă. Haideți să venim și la celelalte culturi pe care le-ați pus anul acesta pe terenurile dumneavoastră. Cum v-ați încheiat până aici și ce provocări ați avut anul acesta? Deci am avut neuniformități din punct de vedere precipitații. Precipitații abundente în primăvara, solurile sunt destul de grele și primăvara avem mari probleme de a intra în sol. Și atunci în tehnologie încercăm să lucrăm cu utilaje care ne permit acest lucru. Nu putem face decât cu utilaje și investiții foarte mari. Nu folosim plug, deci în fermă am folosit doar primii 2 ani plug și aproximativ 200 de hectare. Folosim tehnologie nouă, echipamente noi. Ce model tehnologie? Pentru că există între fermieri exact această dezbatere. Folosim sau nu mai folosim plugul? Facem minimum tiligi sau ce orice alt tip de utilaj folosiți? Până la urmă, dezbaterea asta cred că trebuie să-și o rezolve fiecare în cadrul fermei. Ținând cont de tehnologia care vrea să o aplice, ținând cont de rezultatul pe care vrea să-l aplice și ținând cont de solurile pe care le deține. Deci nu putem să facem o tehnologie, să asociem tehnologia din sud, a celor din sud, cu tehnologia celor din Transilvania. Cred că totuși fiecare fermier trebuie să-și facă testările lui, experiențele lui și să aleagă soluția care îi rezolvă problema în cadrul fermei. Până la urmă, inclusiv tehnologia înseamnă managementul fermei. Dacă astăzi reușim ca să avem un management corect al fermei, vom avea și o tehnologie corectă. Cum ați ajuns la faptul că nu vă trebuie plugul? Ce v-a constrâns sau ce v-a dus la această idee? Acum, ideea nu ne-a dus o idee. Eu am făcut foarte mulți ani tehnic și în cadrul firmei Chemarc și în cadrul altor firme și într-un fel ne-am adăugat tehnologia occidentală, să zicem, sau celor care fac tehnologie. Chiar astăzi vorbeam cu un coleg în care îmi spunea că a fost în America și e o altă lume, e o altă tehnologie, e o altă agricultură. Da, într-adevăr. Dar nu putem să obținem rezultate decât prin tehnologie. Și atunci eu am încercat să fiu un pas cu tehnologia. Da, într-adevăr, sunt puține ani în care facem agricultură, am făcut foarte mult ani consultanță tehnică și văzând că se fac foarte multe greșeli în cadrul fermelor, am zis, bă, hai să fac ceva ca să demonstrez că într-adevăr se greșește. Și în momentul de față chiar și eu am greșelile mele, pe care le văd an de an, le perfecționez, le ajustez, și dar totuși agricultura de generație nouă, spunând așa, cred că trebuie să lucrăm foarte mult la partea de finețuri, pentru că 80% din fermieri aplică aceeași tehnologie. Încep să se diferențieze fermierii care fac ceva în plus, o fertilizare în plus, o aplicare fazială în plus pe anumite faze de vegetație.
produsele, într-adevăr, de nutriție foliară, în situațiile de stres hidric, ajută foarte mult planta. Și nu știu neapărat dacă există conceptul de un spor de producție, pe cât ar trebui să abordăm subiectul pe siguranța producției. Deci să abordăm subiectul pe siguranța producției în sensul de a face producție de calitate, o anumită cantitate estimată pe hectar, un anumit gluten la grâu în plus, un anumit procent de zahăr la sfeclă în plus. Deci ar trebui să trecem într-o etapă de perfecțiune spre agricultura, nu de subzistență. Exact, spre calitate, nu cantitate. Nu, ne interesează și cantitatea și calitatea, dar nu trebuie să neglijăm calitatea. Mi-ați indicat un pic mingea la fileu. Ați vorbit despre feltirizare. Și tot puțin înainte mi-a spus că lucrați de ceva vreme cu Chemarcul. Haideți să mergem exact în această direcție. De când lucrați cu ei și ce anume folosiți de la ei și cum ați introdus-o în tehnologia dumneavoastră? De fapt, câțiva ani sunt puțin spus. Astăzi am în Chemar 17 ani. Sau în momentul de față. Am fost unul din primii oameni de vânzări din Chemar, ulterior am trecut și pe tehnic și pe vânzări. Am coordonat partea de vânzări din Transilvania, o parte din Moldova. În momentul de față coordonez zona Mureș, Bistrița, Alba. Iar legat de partea de nutriție, de 7-8 ani am studiat-o în profunzime și atunci, în momentul când am intrat în agricultură, efectiv am defrișat anumite terenuri și atunci a fost o provocare. Sunt convins, de fapt sunt foarte sigur, că dacă nu aveam un echilibru în fertilizare, astăzi nu aveam suprafața respectivă sau nu ajungeam la nivelul la care suntem astăzi. Ce produse folosiți atât pentru sfeclă, cât și pe porumb, că ele au fost cele două vedete ale evenimentului de astăzi? Acum, partea de nutriție folosită foliar nu înseamnă că suplinește partea de nutriție aplicată la sol. Deci venim primăvara cu fertilizare la sol, în care încercăm să dăm toate cele trei componente, azot, fosfor, potasiu, dacă e posibil, dăm și microelemente, sulf, bor, magneziu, și în fazele de vegetație intervenim cu aminoacizi, de exemplu produsul Delfan, dacă da, aminoacizul produsul Delfan Plus, Synergizer, sunt produse care, dacă ne uităm la sfecla din spatele nostru, sunt produse care într-adevăr și-au făcut treaba. Chiar făcând vânzări, lucrând în companie și de pesticide, făcând anumite vânzări, vă dați seama că văd anual 5-600-1000 de fermieri. Și într-adevăr, sunt foarte puțini fermierii care astăzi au frunza verde la sfeclă. Majoritatea și-au pierdut-o. Lucrul acesta l-am putut face doar printr-o tehnologie, printr-o aplicare a acestor produse, în care în momentele de stres hidric ne-au creat o siguranță, adică ne-au ajutat planta ca să treacă peste cele o săptămână de temperaturi foarte ridicate. Am avut vârf de 42 de grade. Inclusiv la porumb se vede, pentru că s-au uscat primele 2-3 funze, dar am reușit să ținem etajul superior verde. Încercăm să intervenim pe cultură de atâtea ori de cât e nevoie. Da, ne echilibrăm și costurile, deci nu intervenim cu costuri pentru că încercăm să scoatem și cost pe hectar. Dacă în anii trecuți aveam un cost foarte ridicat pe hectar, cu producții mai mici, astăzi am reușit prin fertilizări, prin tehnologii, ca să avem costuri mai mici cu producții mai mari. Pentru cultura de sfeclă, și după aceea o să vorbim la porumb, cum a fost anul de la însămânțare până acum? Deci, factorul limitativ pentru toate culturile e apa.
fertilizarea pe care o aplicăm culturilor ține și de apă. Degeaba facem fertilizare dacă nu avem apă. Și atunci încercăm să ne urmărim condițiile climatice, să ne urmărim anul și inclusiv fertilizările, nu avem un șablon sau nu avem un grafic de fertilizări. Le facem în funcție de ceea ce dorim să obținem din anul respectiv. Într-adevăr, un factor limitativ e apa, factor limitativ e îngrășământul, mâncarea plantelor și am reușit în acești 5 ani să lucrăm și la de fapt, eu consider că solul e suport. Acest suport trebuie să îl formăm și să-i dăm o fertilitate prin incorporarea resturilor vegetale, prin aplicarea anumitor produse care îți descompun resturile vegetale. Am reușit în 4-5 ani să schimbăm pe anumite parcele, inclusiv culoarea solului. Am reușit să lucrăm la calitatea solului. Deci, efectiv, de la an la an, prin anumite lucrări, vedem îmbunătățire a solului, a modului în care utilajele lucrează solul. Dacă acum câțiva ani scoteam teren foarte bulgăros, în momentul de față deja am reușit să rezolvăm această problemă. Exact. Am reușit să lucrăm la structură, la capilaritate, încercăm să facem foarte puține intervenții în câmp. Tocmai de asta nu folosim arătură, pentru că folosim scarificator pe anumite parcele sau în anumiți ani, dar folosim grupul Tiger de la Horș. Folosim Tigerul, care noi suntem extraordinar. Sfecla are tehnologie Tiger, porumbul din lot, doar cu Tiger lucrăm. Avem într-adevăr după porumb o problemă de incorporare a resturilor vegetale, dar această problemă o rezolvăm aplicând un produs de la Chemart care ne ajută la descompunerea resturilor vegetale. Ruinex. Produsul se numește Ruinex. Într-adevăr, trebuie să prinzi momentul de aplicare, dar e un produs extraordinar. Și cum se prezintă, totuși, aveți așteptări cam de cât la hectar? Deci, în Transilvania avem o problemă primăvara. Primăvara avem precipitații destul de multe sau destul de abundente, terenurile fiind puțin mai grele, ele se drenează mai, se usucă mai greu și atunci intrăm destul de târziu în sol. Avem momente în care putem intra pe 1, 2, 3, 5 aprilie și avem ani în care intrăm după 20 aprilie în teren. Mai avem o problemă foarte mare cu frigul din primăvară, în sensul că avem temperaturi noaptea destul de mici, 2, 3, 5 grade. Și atunci, semănatul foarte devreme, uneori e avantaj, alteori dezavantaj, pentru că îți blochează fosforul. Planta în fazele respective are nevoie de fosfor. Și atunci avem anumite deficiențe. Într-adevăr, avem un regim pluviometric mai mare față de alte zone de sud, dar e foarte neuniform repartizat. Și atunci, primăvara, avem foarte multă apă, pe urmă vine luna mai-iunie, când începe să scadă apa, când am avut două luni de ploaie, chiar și la noi în Transilvania. Și astea sunt cele două luni în care trebuie să faci ceva în plus față de tehnologia clasică, ca să-ți menții planta verde. Îngrășămintele foliare, folosim Nutricomplex, folosim delfanuri, la fiecare ierbicidare folosesc aminoacid. Delfan Plus pentru a-mi reduce stresul fitotoxic asupra plantei. În momentul primăverii, când am frig noaptea sau exces de apă, vin cu produsul Synergizer, care îmi deblochează. Eu am un concept acum, nu știu dacă e foarte profesionist, dar eu zic că nutriția foliară e exact ca o vitamină sau ca o perfuzie care o aplici unui bolnav, în care nu-l faci nici mai gras, nu-l faci nici mai viguros, doar îl menții în viață, îl vitalizezi și îl faci să treacă peste perioada grea de o săptămână, două, trei, cât e nevoie.
Haideți să vorbim puțin și de partea de mecanizare. Ce folosiți la tractoare și puterele lor și la combine? La tractoare merg o gamă de la 160 de cai în sus. Da. Acum, modelul pe care l-am aplicat în agricultură a fost un model a unor băieți nemți. Am întâlnit câțiva tineri nemți care au venit în România și au început să facă bani. Și am zis, mă, băieții ăștia totuși sunt interesați. N-am inventat eu și nici nu n-am descoperit eu conceptul de agricultură. Și atunci, pe partea de utilaje la transportul unei remorci sau la utilajele care nu am nevoie de forță, merg cu tractoare de 150 de cai, 160 de cai, dar am luat tractoare second hand pentru început. Așa am început. Utilajele care îmi fac greu în fermă sau care îmi fac tehnologie în fermă, le-am achiziționat noi. Astăzi în fermă avem tractoare de culoare roșie și verde, până la 400 de cai. Avem un tractor de 370 de cai, achiziționăm încă unul de 400 de cai, care îmi fac prelucrarea solului până la fază de semănat. Pentru semănător folosim de 270 de cai, respectiv 180-200 de cai la cele mai mici, de păioase sau de prășitoare, în funcție de ce trage după el. Și pe recoltat? Pe recoltat folosim combine, avem 5 combine, tot roșii. Folosim sistemul axial flow, care nouă ne place și suntem foarte mulțumiți de el. Vă puteți numi un fermier pretențios la tehnologie și ce anume căutați la ea? Zic că mă numesc fermier foarte pretențios. Încerc să ajung spre perfecțiune, mult spus, spre o tehnologie foarte corectă, în care să avem rezultate. Că până la urmă tehnologia e rezultat. Faci tehnologie și în anii aceștia care n-au fost ușor pentru noi, am observat că dacă îi dăm pământului, el ne dă înapoi.